Numele nostru spune foarte multe despre noi, dar și despre viitorul sau destinul nostru. Știați că vocalele sau consoanele din numele pe care îl purtăm au semnificații deosebite? Ei bine, descifrăm astăzi numele alături de invitatul meu, Eduard Agachi, numerolog. Bine ai revenit, Eduard, la noi. Bine, mă bucur să te văd. Bine te-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Cât de important este numele? Cât ne impactează viața numele pe care îl purtăm? Păi numele este simbolul care ne reprezintă. Este tot ceea ce reprezentăm noi. Când vorbim despre Dana Bălăceanu, despre Eduard Agachi, despre Suada Agachi și altcineva, deja ți-ai format o imagine completă despre omul respectiv. Este o amprentă și energetică. Cumva. Exact, da, foarte mult. Vezi, aici ne ajută numele foarte mult, sau numerologia, că în momentul în care interpretăm numele, ne ajută să descoperim și aceasta, să descifrăm această amprentă energetică și cine este omul de fapt, dincolo de reperele subiective pe care mi le-am format eu de-a lungul timpului despre persoana respectivă. Pentru că eu poate te asociez cu, pe tine cu platourile de filmare, cu televiziunea, cu anumite evenimente prin care te-am cunoscut. Și ți-am făcut imaginea respectivă, însă numele pe care îl porți are o amprentă și are o încărcătură care îți oferă ție personal un anumit bagaj de abilități, de aptitudini, de capacități pe care să le duci mai departe în această viață și de care să te ajuți în orice moment. Asta e foarte important de reținut. Da, dar totuși numele n-a fost ales de mine, da? Deci a fost ales de părinți. Multora dintre noi nu ne place numele pe care îl purtăm sau parcă simțim că nu rezonăm cu el. Da. Acum, încă din vechime, vechii greci și romanii și în Imperiul Roman se considera faptul că numele este cel care atrage soarta obiectului, fenomenului, evenimentului, omului respectiv. Pentru că, uite, dacă ne gândim, de exemplu, la orice cuvânt, circ, masă, chiar și o însușire, un atribut, putem să considerăm un verb, putem să considerăm. Nu există un cuvânt căruia să nu-i atribuim ceva, o însușire fizică, o acțiune, ceva anume. Faptul că mă gândesc la un scaun, deja îmi imaginez scaunul în capul meu și atunci, automat, denumirea respectivă este cea care dă naștere și obiectului sau îi dă, cum spuneam acum, era vorba despre destin sau despre soartă, îi limitează cumva destinul său. Scaunul va fi un scaun cu anumite abilități și atribute și va fi folosit ca atare, pentru că asta este el făcut să facă. La fel și noi. Așadar, numele poate fi în favoarea sau în defavoarea ta? Da. Da, iar asta se calculează doar în combinație cu data de naștere. Pentru că eu am spus întotdeauna, numele, analiza completă a numelui, ne oferă nouă o imagine ca și o haină pe care omul și-o pune peste el, din moment în moment. Pentru că, pe de o parte, avem numele complet pe care îl analizăm în... Și numele și prenumele, da? Da, în numerograma noastră completă, tot numele așa cum este el, cu trei prenume, cu două nume de familie, indiferent câte sunt, le luăm pe toate și le analizăm, acela este potențialul, bagajul complet al omului. Tot ceea ce poate el și tot ceea ce i-a fost dat încă din naștere în momentul în care a fost botezat cu numele său. Iar acest nume vine și potențează sau din contră poate să ne descurajeze în anumite momente ale vieții, dar luând doar în comparație cu data de naștere. Pentru că data de naștere este fundamentală, contează undeva la 70% în viața noastră și 30% vine și haina respectivă, numele care se așează peste data de naștere și ne ajută sau este împotriva noastră. Depinde de fiecare om. Sunt oameni care se întâmplă. Pur și simplu, n-aș putea să spun acum, așa le-a fost scris. Nu există o definiție, de ce avem fiecare numele pe care îl avem. Dar, de-a lungul vieții, cu cât omul începe să cunoască, să-și deșifreze data de naștere și să vadă acolo ce se potrivește mai bine din punct de vedere al numelui său, ce poate să-i scoată în evidență, ce îi potențează data respectivă din nume sau ce poate să-i fie în defavoare. Și toate calculele astea se găsesc în amănunt în manualul tău de numerologie. 902 pagini în manualul de numerologie. L-am citit și eu, îți mulțumesc. Da. Am scris anul trecut, este lansată cartea, se găsește pe secretulnumerilor.ro.
Tot anul trecut am lansat deja și aplicația, unde am adus o mare parte din calculele, pentru că sunt 4 tabele în total, sunt 2 tabele doar pentru data de naștere, sunt 2 tabele doar pentru nume și toate sunt acolo, astfel încât oamenii de acasă pot descărca aplicația, introduc datele și au toate tabelele împreună cu interpretări și tot. Este mai simplu și pentru mine să fac toate acele calcule, pentru că sunt multe interpretări foarte vaste și chiar urmează și o numerogramă completă să fie generată direct din aplicație, în funcție de cum reușesc acum pe final de an să mă... Mult succes! Îmi spuneai tu că sunt foarte importante vocalele și consoanele care alcătuiesc numele. Hai să luăm, după ce ne explici ce reprezintă, să luăm și un exemplu de nume. Da. Vocalele, de exemplu, sunt sufletul numelui. Reprezintă sufletul pe care îl are numele respectiv. Așa cum noi avem ca entitate sufletul nostru, dacă luăm numele, chiar și față de un obiect, așa cum vorbeam mai devreme, reprezintă sufletul sau ceea ce îl însuflețește, ceea ce îi dă putere de acțiune, ceea ce îl face să îi creează dorințe în interior. La fel și om, da, îl animă pe om sau orice element din jurul nostru și din punctul ăsta de vedere chiar ne putem da seama în ce măsură putem să interacționăm cu anumiți oameni. De ce ne plac unii și de ce nu ne plac alți oameni? Pentru că chiar și la acest nivel de vocale din numele noastre, noi putem să rezonăm foarte bine cu anumite persoane sau din contră să ne distanțăm. Și nu ne dăm seama de ce nu-mi place de persoana aia, de ce se întâmplă de... E mai avantajos? Îți e mai favorabil să ai mai multe vocale în nume? Proporția ar trebui să fie păstrată undeva, să spun, la 30% vocale și 70% sau 33% cu o treime vocale, două treimi consoane, pentru că consoanele sunt precum muncitorii care fac treaba. Consoanele reprezintă scheletul pe care se construiește partea hardware, computerul în sine, laptopul în sine, iar vocalele vin să formeze softul. Tot ceea ce nu se vede, tot ceea ce animă, exact așa cum ai spus mai devreme. Și de-aia este bine să avem un echilibru cât mai bine omogen între aceste elemente, astfel încât să nu fie nici foarte multe inițiative, nici foarte mult suflu așa în om, să doar să vrea să facă, pentru că nu va susține. Nu va fi în stare să și susțină proiectele în care se aruncă. Și atunci, dacă are și acest, sau nu le poate calcula până la sfârșit, nu le poate planifica foarte bine în detaliu, va fi doar un inițiator. Chiar tot din nume, în unul dintre tabelele respective, există și această latură. Doar din nume vom descoperi ce trăsătură este dominantă în caracterul omului, cea de inițiator, de continuator sau de finalizator. Cel care mai degrabă va pune accentul pe cireașa de pe tort. Va fi cel care tot timpul stă undeva retras, așteaptă și el apare la final și pune cireașa de pe tort. Mai face așa o schimbare care te gândești de unde a scos-o, că nu m-am gândit până acum. Fiecare cu rolul lui și atât de bine când în momentul în care vezi oamenii și îi pui cap la cap, îi aduci din grupuri mai mari de oameni și îi aduci împreună și vezi cât de bine se combină și se așează unul lângă altul, astfel încât întregul angrenaj sau întregul grup sau compania funcționează foarte bine, e miraculos. Inițiala, cât este de importantă? Inițiala este, din nou, dacă am spus despre numele complet că este simbolul care ne reprezintă, inițiala este deja ceea ce vine prima oară în contact. Este acel vârf de săgeată. Când lansezi o săgeată, tu te lansezi undeva, este ceea ce vine prima oară în contact. Este prima întâlnire față în față cu persoana respectivă, chiar dacă nu ne întâlnim, chiar dacă nu ne vedem încă, poate vorbim doar la telefon, poate am auzit numele tău, dar chiar și faptul acela, în momentul în care îți aud numele, deja se produc anumite transformări sau îmi fac anumite repere vis-a-vis de personalitatea ta sau acelui pe care, al cărui nume îl aud. Chiar dacă nu ne dăm seama de lucrurile astea, chiar dacă nu le cunoaștem, ele au valoarea lor energetică, care se aplică și au efecte în interacțiunea dintre oameni. Ai văzut oamenii care vor să-și construiască un brand personal, folosesc inițialele. Este benefic să folosim inițialele când vrem să ne creștem acest brand? Este benefic, tocmai inițiala reprezintă și mentalitatea omului. Are corespondență, de exemplu, cu anul de naștere, ca să facem o analiză și mai amănunțită, putem să le dăm o temă suplimentară celor de acasă.
Iar întreaga mentalitate se calculează doar din anul de naștere. Dacă, de exemplu, cineva este născut în anul 1980, se adună toate cifrele, 1, 9, 8 și 0, va rezulta 18, care mai departe rezultă 9, 1 cu 8 este 9, aceea este mentalitatea la nivel general. Dar inițiala vine și oferă un indiciu suplimentar vis-a-vis de această mentalitate. Asta ce înseamnă? Modul în care gândește omul, cum vede lucrurile, cum vede lumea, cum interacționează cu lumea, ce fel de inițiative are, ce preconcepții, și asta contează foarte mult, pentru că mentalitatea noastră ne ajută extraordinar de mult în viață. Este tot ceea ce ne face să acționăm sau motivul pentru care acționăm. Și tot mentalitatea ne duce în fața celor mai mari obstacole sau ne aduce până la urmă la rezultatele pe care ni le dorim. Și atunci anul de naștere împreună cu inițiala formează acest detaliu suplimentar. Iar despre inițială, cel mai simplu de calculat este în felul următor. Luăm o foaie frumos, scriem de la cifrele de la 1 până la 9 și sub ele începem de la 1 până la 9 să scriem alfabetul, fără diacritice. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, W, Z. E cel mai simplu, ajungând să lucrez cu ele, deja le știu pe de rost cam care cu ce este corespondent și atunci eu le fac de fiecare dată ca să nu greșesc. O foaie găsesc, un șervețel, ceva și mi le scriu în față să le am și încep analiza în momentul în care am nevoie de ceva. Și atunci, foarte simplu, poți să-ți dai seama și în drum omul în direcția în care are nevoie, pentru că le iei frumos pe capitole, ia să vedem unde doare. Și facem analiza numelui. Exact. Bănuiesc că tu ai studiat foarte multe nume, în funcție de data nașterii, în funcție de nume și prenume, cazuri, personalități. Putem da un exemplu? Să spun o personalitate, o celebritate internațională și să ne descrie așa puțin. Aleg eu sau... Alege tu. Alegi tu. Ce ai studiat? Din punctul ăsta de vedere e puțin mai dificil așa cu, mai ales cu personalitățile internaționale, au și numele mai complicate și litere mai diferite față de ce sau suntem noi obișnuiți. Da, putem să luăm o Maria pentru că este cea mai comună pentru noi. M-ul, de exemplu, ca și inițială, este corespondentul cifrei 4. Iar în cazul de față, ce observăm la litera M, chiar și în modul în care este desenată, așa cum scriem M-ul respectiv, observăm simetria. Pentru că litera respectivă este, dacă o punem în oglindă, este ca un 1, să spunem așa, în oglindă. E, 4 reprezintă, pe de altă parte, și această simetrie și dorința de perfecțiune, ca totul să fie perfect în viața sa. Și atunci, tot ceea ce începe o Maria sau modul în care este bine să acționeze în proiectele sale importante din viață, este bine să-și organizeze foarte bine planul de la început, înainte să se apuce de lucru, să aibă toate lucrurile puse la punct. Chiar și Dana, dacă toți suntem aici, și D-ul, tot 4 are corespondentul, D, M și V au corespondenta cifra 4 și este cam același lucru pentru că și acel D își creează întâi lumea proprie, să spunem așa, lumea nevăzută pe care o controlează, în care își impune regulile proprii și acolo va acționa după bunul plac. Eu fac analiza pe Dana sau pe Daniela, așa cum sunt în buletin? Este bine să luăm în considerare, dacă vrem să studiem numerograma completă, vom lua în considerare numele complet din actul de naștere, din actul personal, din momentul prezent. Uite, la Maria apare un dezechilibru. Avem două consoane și trei vocale. Ele sunt bune pentru că avem M este 4, A este 1, R este 9, I este iar 9 și A este iar 1. Iar combinația dintre ele ajută foarte mult pentru că sunt, să zic așa, cifre care duc foarte mult la extreme. E un nume extremist, oricum, și are o încărcătură puternică. Maria, da, pentru că începe cu un 4 care mai întâi își înfige bine picioarele în pământ, își creează regulile și apoi o ia la galop. Și chiar și în modul în care se desenează M, A, R, R-ul vine, A-ul este cel care produce inițiativă, vine cu... chiar putem să-i spunem un fel de revoluție, dar e mai mult revoluție interioară. Râul este cel care produce o adevărată revoluție, chiar și modul în care se scrie urcă, 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 se dă peste cap și apoi o ia frumos la vale.
acolo se produce din nou o revoluție, M, A, R, I. Din nou, I-ul este un nouă. Nouă din nou sare de la un nivel la care ai fost poate până la un moment dat, sare la nivelul următor. Îmi pare rău că din nu ne permite nouă timpul să luăm fiecare literă în parte să vedem ce reprezintă, dar o vor găsi în cartea ta. Sunt foarte multe nume așa sofisticate pe care ne este greu să le pronunțăm și pe care le și uităm de cele mai multe ori. Din punctul ăsta de vedere, eu nu recomand. Nu sunt atât de utile pentru că eu îl văd ca un handicap. Atunci când copilul, omul, adultul, are un nume sofisticat, care nu este comun regiunii în care trăiește, unde se dezvoltă, nu îi va fi favorabil, pentru că tot timpul va trebui să aibă grijă, nu va putea să-și spună numele sau să facă cunoștință și să meargă mai departe. El va avea așa o piedică, un fel de o preliște care stai un pic să mă asigur că lumea mi-a înțeles numele, că știe cu cine are de-a face. Sau tot timpul cineva te va întreba în plus, va râde poate de tine și așa sau mai departe. Sau va greși numele când da, sau greșelile și atunci din nou trebuie să o iei de la capăt și sunt piedici cu care te întâlnești.